Astăzi încercăm toate produsele de la Luca să vezi ce merită mâncat și să nu ți irosești niciodată bani. Ca să nu facem coadă și să încurcăm lumea cu comanda noastră super mare, o să sunăm înainte. Hai să facem! Bună ziua! Aș vrea și eu să comand o bucată din fiecare produs, vă rog. Nu am încă. Aș vrea să comand o bucată din fiecare produs. Adică din fiecare produs pe care îl aveți în magazin, să-mi dați câte o bucată. Dar nu facem level la domiciliu. Păi nu, doar vreau să fac comandă și să vin ulterior să o ridic. Vă spun. Am zis o bucată din fiecare. Ok, atunci nu mai nisem, dar le punem. Avem toate produsele disponibile. Voiam să nu fac coadă și de aceea m-am gândit că dacă sun înainte... Nu e nicio problemă. Ok, bine. Mulțumesc. Mi se pare ciudat că nu au vrut să-mi ia comanda, având în vedere că pe site scrie că numărul e pentru comenzi telefonice, dar hai să mergem acolo să vedem ce o să fie. Mă întreb cât de mare o să facem coada. Ce este o coadă? Să vedem dacă au toate produsele. Asta e super important. A fost exact așa cum ne-am așteptat. Am făcut coadă. Doamna de la caserie a fost depășită de situație. Trebuie să mai aducă doi oameni ca să o ajute. Oamenii nu erau prea fericiți în spate, dar avem trei punți pe care să le testăm. Hai acasă să vedem care e cel mai bun produs de la Luca. Am ajuns acasă și avem aici toate produsele. Arată extrem de bine încă de când le-am deschis, în special melcușorul ăsta pare să aibă foarte multe stafide, ceea ce îmi place. O să vedem cum e. Și pizza, sunt extrem de curioasă pentru că n-am mai mâncat pizza de la Luca, dar toată lumea a zis că e foarte bună pizza lor, așa că sunt extrem de entuziasmată să o încerc. Și avem chiar și foietaj cu arțar. Bun, pornim degustarea și începem cu covrigerul cu ciocolată. Arată foarte bine, pare să aibă destul de multă umplutură. Hai să-l desfacem. Are destul de multă ciocolată în interior, chiar sunt curioasă ce gust are. Blup! Are mai mult în cremă în partea asta decât în partea cealaltă, însă umplutura este foarte gustoasă, nu e extrem de dulce, se simte bine ciocolata și are chiar și o aromă subtilă de alune, care te duce așa ușor cu gândul la Nutella. Nu e chiar Nutella, dar e destul de bună pentru preț. O să-i dau nota 8,5. Trecem la covrigerul împletit, care cred că este cu stafide, hai să-l desfacem și să vedem. Nu sunt foarte multe stafide la vedere, dar miroase foarte bine, se simte ușor aroma de vanilină. Hai să-l gustăm. Cred că stafidele sunt băgate fix în partea împletită, vezi? Uite, de-aia nu se vedeau la prima vedere. Aluatul este fraged, nu foarte dulce, iar acea aromă de vanilie merge foarte bine cu stafidele. E un covrig clasic, chiar reușit. O să-i dau nota 9. Trecem la Luca tradițional, care are felide și uncă și mozzarella și a costat 4 lei. Chiar îmi place faptul că au pus mozzarella și nu cașcaval, aceasta fiind o brânză mai scumpă, un pic mai fancy. Așa că hai să-l gustăm să vedem cum merge cu șunca. Primul lucru care îmi place este faptul că aluatul este într-un strat foarte subțire și este exact ca și aluatul de covrig. Umplutura este destul de multă, are cam două felii de șuncă și super multă mozzarella în mijloc. Livrează aroma promisă, așa că o să-i dau nota 8,5. Hai să începem cu una dintre cele 4 pizze și o luăm pe cea cu brânză. Ei nu-ți spun pe site câte grame au, dar o să-ți spun eu. Ne pregătim pentru momentul adevărului. Regele cântar, blup, are 153 de grame și costă 5 lei o felie. La prima vedere are destul de multe topping-uri. Brânza miroase foarte bine. Hai să o băgăm la burtici. Are un aluat subțire, ușor crocant și ce îmi place extrem de mult este sosul de roșii, care are o tentă ușor dulceagă, foarte gustos și merge extrem de bine cu brânza de deasupra. Pentru 5 lei au pus destul de multă brânză cu mucegai, care se simte și chiar livrează aroma promisă, așa că o să-i dau nota 8,5. Hai să trecem și la ceva mai clasic și anume covrigerul cu susan. O să-ți spun cum se compara față de restul covrigărilor din București, pentru că sunt mare fană covrigi. Și hai să-l gustăm. Cred că am nimerit o zi mai proastă pentru că aluatul de covrig este foarte uscat. Nu se compară deloc cu aluatul din covrigelul pe care l-am mâncat mai devreme, cel rotund. Nu prea este sărat și în același rând se vede că nu este uniform rumenit. Partea de sus e mai aurie, iar cea de jos tinde spre un maro închis. Apreciez în schimb că are foarte multe semințe de susan față de alte covrigării la care am mai fost, dar aluatul e baza covrigului, iar pe ăsta l-au greșit. Așa că o să-i dau nota 6. Nu poate fi chiar așa rău. Cum să-mi dai la Luca 6? Era printre covrigii mei preferați. Ce părere ai? Că ai mai mâncat și tu de la Luca și știi cum e. E uscat și fără sare. Bine, hai să trecem mai departe. Acum avem strudelul cu vișine. Arată foarte bine. Mi se pare destul de mare față de ce am mai văzut în alte simigerii și chiar sunt curioasă ce gust are, așa că hai să-l băgăm la burtiță. Bam! Primul lucru m-a lovit, umplutura, care e ușor acrișoară, dar în același timp puțin dulce și are multe bucățele de vișine prin ea. E delicioasă umplutura asta, chiar le-a ieșit
Aluatul este subțire, are o ușoară aromă de unt, ceea ce îmi place extrem de mult. Pentru 3,50 are un raport foarte bun aluat-umplutură, așa că o să-i dau nota 9. Continuăm cu domnul covrigel cu brânză. Arată foarte bine, ușor rumenit așa pe deasupra. Hai să-l rupem, sunt curioasă dacă are și brânză în interior sau doar pe deasupra. Nu, are doar pe deasupra. Norocel! Brânza de deasupra s-a topit și extra crocanțit aici, pe spate, și e demențială, crocantă, ca un fel de chips de brânză. Aluatul e super pufos, are o tentă ușor dulceagă, echilibrează foarte bine brânza puțin sărată. A costat 1,50 lei, iar pentru brânzica asta crocantă și aluatul super pufos face toți banii, așa că îi dau nota 9. Hai să devorăm împreună sandwich-ul baghetă cu șuncă. Arată bine, pâinea la prima vedere pare să fie din aceea un picuț mai ieftină. A costat 8 lei, așa că nu mă așteptam să fie o pâine fancy și la o serie de pipăieli se simte proaspătă. Hai să-l cântărim. 232 de grame, 8 lei. Cred că te saturi bine din el. Nu prea știu cum să-l mănânc, așa sau așa. Mănâncă de la mijloc, ca un psihopat. Ok. Vidropsihopată, on. Are la bază brânză topită, salată, roșie și șuncă de curcan. Merge foarte bine, e o combinație clasică de sandwich. Roșiile sunt super gustoase și proaspete, însă salata e un pic plăștită, poate să fie și din cauza căldurii. Pâinea e foarte proaspătă, sunt destul de sigură că este de astăzi, are așa aromă de pâine proaspăt scoasă din cuptor. Per total e un sandwich sățios, mi se pare destul de mare, iar pentru 8 lei chiar își face banii, o să-i dau nota 8. Continuăm cu un clasic foarte iubit de român și anume tradiționala merdenea cu brânză. Chiar sunt curioasă câte grame are, pentru că am văzut de la o vreme că majoritatea patiseriilor încep să taie din gramajul merdenelelor și să aibă mai puțină brânză și mai mult aluat. Așa că o să vedem cum e asta. Are 156 de grame și a costat 4,50 lei. Wow. Asta e destul de scump, majoritatea sunt în jur de 3,50 lei și cei drept au destul de puțină brânză în interior. Asta la 4,50 lei ar trebui să fie dolofană. Cred că ar fi interesant să o tai pe mijloc să vedem în secțiune câtă brânză are. Nu sunt impresionată, dar nici dezamăgită. Am văzut mult mai puțină brânză de atât. Să vedem cum e brânza și cum e aluatul. Aluatul e chiar fin și se văd foarte bine straturile acestuia. Sunt așa bine delimitate și ușor crocante, ceea ce îmi place extrem de mult. Brânza nu e exagerat de sărată și e destul de gustoasă, însă, cum să o spun drăguț, mi-ar fi plăcut să fie mai multă. Chiar sunt curioasă ce o să creadă și domnul cameraman despre ea. Gustă și vezi cum e. La 3 spunem nota, da? 1, 2, 3, 6. Cred că media 6,5, ok. Mergem mai departe cu pizza numărul 2 din 4. Și anume aceasta. E o felie de pizza campus, conține măsline, șuncă, sos de roșii și mozzarella. Arată bine, hai să vedem ce gust are. Îmi place că are destul de multă șuncă. Uite, poți să vezi chiar aici că are un strat destul de gros de șuncuță, ceea ce îmi place, se simte foarte bine gustul acesteia. De asemenea, are destul de multe măsline. 10 bucăți de măsline pe o felie de pizza, chiar e super bun raportul acesta. Poate mi-ar fi plăcut să aibă încă o legumă, cum ar fi o ceapă sau un porumb, dar e ok. O să-i dau nota 7,5. Avem aici Luca cu măsline, conține măsline verzi și mozzarella. Îmi place extrem de mult faptul că au ales măsline verzi, sunt mult mai calitative și un pic mai scumpe decât măslinele negre. Arată destul de plinuț, hai să-l gustăm. Aluatul de covrig din acesta este efectiv de nota 10. Super pufos, puțin sărat, extrem de fraged. Măslinele sunt ușor acrișoare, sărate și merg extrem de bine cu mozzarella. O să-i dau nota 9. Continuăm cu spirală Luca cu ciocolată, a costat 4 lei. Arată foarte bine și miroase destul de intens a unt. Are un gust interesant. Pe lângă ciocolată mai are un fel de budingă slash cremă de vanilie în interior, care din punctul meu de vedere nu prea se îmbină cu ciocolata. Din cauza că nu cred că se îmbină bine aromele, o să-i dau nota 6,5. Am ajuns la jumătatea produselor și mai avem faimoșii covrigi Luca cu cârnat și cremvuști picanți, două felii de pizza care arată foarte bine și faimoasele strudele. Strudelul cu vișine a murit după el. Chiar sunt curioasă cum sunt următoarele. Dar până acolo trecem la foietajul cu arțar și nuci pecan. Stai să vedem cât a costat. Ei îl numesc strudel Luca cu nucă și sirop de arțar. Deci nu are nuci pecan, are nuci simple. Și costă 4 lei. Dă pe afară umplutura. Aluatul e destul de untos și s-au despărțit foarte bine straturile.
măsurile, ceea ce înseamnă că a fost bine dospit și a crescut chiar foarte frumos. Umplutura are o textură ușor lipicioasă la care nu am așteptat și are un gust foarte plăcut de sirop de arțar. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai multe bucățele de nucă care să aducă un plus de textură, însă chiar e foarte reușit. O să-i dau nota 10. Am nimerit Luca picant cu cârnăcior picant, varză roșie și sos de maioneză care costă 4 lei. Arată foarte bine la prima vedere, chiar sunt curioasă să-l gust. Varza e preparată interesant, pare puțin murată și dată prin acel sos de maioneză care este picant și merge extrem de bine cu varza, chiar nu mă așteptam. Cârnatul este de calitate, are chiar și bucățele mici de carne prin el și acesta este picant. Practic e o mâncare de varză cu cârnați pusă sub forma unui covrig. O să-i dau nota 9, chiar le-a reușit. Avem aici croissantul lor cu unt, a costat 3 lei. Arată foarte bine, îmi place că e rumenit, uniform, nu ca și covrigerul de mai devreme. Hater. Oh, miroase foarte bine a unt, chiar sunt curioasă să-l gust. Hai să vedem cum e. Blup! Aluatul e bine crescut, chiar are o notă foarte plăcută de unt, ușor dulceag în același timp. Mi-ar fi plăcut să fie un picuț mai crocant, așa un pic smushy pe deasupra, așa că e posibil să se fi încălzit puțin pe drum. Per total, livrează aroma promisă, se simte untul, e un pic dulceag. O să-i dau nota 8,5. Următorul a testat strudelul cu iaurt. Umplutura este un fel de cremă din iaurt cu puțină vanilie și îndulcită. E un strudel bun, cu destul de multă umplutură, a luat bun, așa că o să-i dau nota 8,5. Avem mai departe sandwich-ul Luca cu piept de pui, a costat 12 lei și hai să vedem câte grame are. Pare destul de greuț. 348 de grame, are o pâinică proaspătă, mai interesantă decât pâinica baghetă de mai devreme. Hai să vedem interiorul. La interior pare să aibă piept de pui, castraveți murați, un fel de sos alb, posibil maioneză și salată care arată un pic tristă. Dar hai să-l gustăm. Pâinica asta este foarte gustoasă, are o crustă puțin crocantă, iar la interior este super pufoasă, extrem de bună. Puiul are o textură puțin uscată, însă e bine condimentat. Îmi place că au pus foarte mulți castraveciori murați, care sunt extrem de gustoși, chiar i-au ales foarte bine. În schimb, am două probleme. Salata este uscată și nu mai e deloc crocantă. Practic nici nu se mai simte în sandwich. Sosul de maioneză este mai greoi, nu este ca acea maioneză ușoară și aerată pe care o știm noi de obicei. Pentru 12 lei simt că ar fi putut să-l mai perfecționeze puțin, așa că o să-i dau nota 7. Mergem la covrigul cu vișine, care a costat 3 lei și pare să aibă super multă umplutură. Are fix aceeași umplutură de vișine ca cea din strudelul de mai devreme, foarte reușită, însă aluatul de covrig e puțin diferit. E un pic mai dulce, totuși într-un strat foarte subțire, ceea ce îmi place pentru că lasă aroma umpluturii să strălucească. O să-i dau nota 10. 10 cu felicitări. Acum avem pizza haiducească cu ardei iute, șuncă, porumb și mozzarella și ciuperci. Arată foarte bine, mult mai plinuță față de cealaltă pizza de până acum. Hai să o băgăm la papilă. Oh, Doamne! Mamă, ce rău e! Ardeiul jalapeno e extrem de iute. Chiar am nimerit unul foarte rău. Dacă îți place iuțeala, chiar trebuie să o încerci. Chiar au ales un porumb bun, dulce. Au pus destul de mozzarella. Ciupercile sunt ok. Și au pus destul de multă șuncă cât să se simtă în fiecare înghițitură. Chiar îmi place, au echilibrat-o foarte bine. O să-i dau nota 9 în flăcări. Continuăm cu strudelul cu dovleac. Îmi place că are o cremă foarte interesantă. Umplutura de dovleac are o consistență foarte cremoasă și prin ea mai găsești și câteva bucățele de dovleac care adaugă o textură foarte plăcută. În același timp nu e foarte dulce. Aratul e cel clasic de strudel, extrem de bun. O să-i dau nota 9. Continuăm cu Luca haiducesc, care conține ceapă proaspătă, șuncă și cremă de brânză. Pare să aibă destul de multă șuncă. Hai să-l gustăm. Combinația dintre crema de brânză și ceapa este foarte reușită, ușor picantă și cremoasă în același timp. Iar șunca este în cantitatea potrivită, se simte foarte bine. Per total, livrează foarte bine aromele, așa că o să-i dau nota 9. Am aici melcișorul cu stafide și vanilie, arată foarte bine, rumenit, pare să aibă destul de multe stafide, așa că hai să-l gustăm. Abia am simțit crema de vanilie din acesta, în schimb, are destul de multe stafide. Uite, efectiv nu are cremă, l-am desfăcut și se văd doar stafidele, abia se vede crema. Având în vedere acest aspect, o să-i dau nota 6. Mai avem o felie de pizza, două strudele și un rulou necunoscut și hai să vedem dacă mai obține cineva nota 10. Strudel cu brânză și stafide, clasic. Hai să vedem câtă umplutură are. Oh! Față de merdeneaua de mai devreme, ăsta chiar are destul de multă brânză. Hai să vedem dacă e și bun
bună la gust. Umplutura de brânză este bună, însă mi-ar fi plăcut să fie un pic mai dulce și să aibă mai multe stafide. Abia am nimerit o stafidă pe acolo. Chiar au ales o brânză de calitate, destul de cremoasă și merge foarte bine într-un strudel, așa că să-i dau nota 9. Mai departe avem foarte popularul Covriluca, un cremvușt învelit în aluat de covrig cu câteva semințe de mac pe deasupra. Hai să-l gustăm, sunt curioasă dacă cremvuștul dinăuntru e bun sau nu. Același aluat subțire, extrem de bun și pufos. Cremvuștul are un mix de condimente foarte interesant, am simțit piper, sarea și încă ceva care îi dă o notă foarte plăcută. E un cremvuș de calitate ok, chiar nu am de ce să mă plâng. Notă finală 8,5. Am ajuns la ultimele două produse. Avem pizza și strudelul cu mere. Penultimul nostru candidat, strudelul cu mere. Hai să-i verificăm umplutura. Te rog, nu mă dezamăgi. Mi-e frică să mă uit. Bine faci. Are un pic cam puțină umplutură, dar poate e extrem de gustoasă. Și... asta e tot ce pot să scot. Oh, chiar nu pot să scot mai mult. Ok, are destul de puțină umplutură, spre foarte puțină. Hai să vedem ce gustare, poate e extrem de bună. Am înțeles ce vreau să fac aici. Umplutura seamănă puțin cu cea din plăcinta de la Mac, te duci așa cu gândul, însă cantitatea e mult mai puțină, are și mai puțină scorțișoară și în plus chiar nu prea se simte mărul, n-au livrat aproape deloc aroma promisă. Așa că o să-i dau nota 5. Dar poate pizza salvează situația și va lua un 10. Hai să vedem. Una bucată pizza Luca, având în vedere că îi poartă și numele, am așteptări destul de mari de la ea, așa că hai să gustăm. Au ales un salam destul de bun, nu e foarte sărat și nici prea gras, chiar îmi place. Ardeiul roșu este chiar super dulce, dar mi se pare că au folosit destul de puține ciuperci. Văd o ciupercă aici și una aici. Atât. Astea sunt toate ciupercile noastre. Per total, combinația este bună, merg foarte bine ingredientele unele cu altele, așa că să-i dau nota 9. Asta a fost videoul de astăzi. Un like și un subscribe cu clopoțel sunt covrigeți de apreciate. Îți las aici un video care cred că ți-ar plăcea, iar noi ne vedem data viitoare. Vidră out!